Mănăstirea Românești din comuna Timișeană Tomești și-a sărbătorit în ziua praznicului Zvorului Tămăduirii cel de-al doilea hram. Sfânta liturghie a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Ioan, arhiepiscopul Timișoarei și mitropolitul Banatului, înconjurat de un numeros obor de preoți și diaconi. Slujba Sfintei Liturghii a fost oficiată în paraclisul de vară al mănăstirii, în prezența a mii de credincioși din întreg Banatul. La final, potrivit obiceiului îndătinat, a fost săvârșită slujba aghiasmei mici la bazinul cu apă termală din incinta mănăstirii, de unde credincioșii au avut posibilitatea să ducă la casele lor apa sfințită. Este primul hram pe care îl petrec în Banat și a rânduit Dumnezeu să fie chiar o mănăstire ctitorită de un harghitean, de primul patriar a României, patriarhul Miron, la acest izvor care a adunat în jurul lui, în decursul unui secol, mii și mii de credincioși care s-au bucurat prin harul Duhului Sfânt de cuvânt și de Sfântă Liturghie în această parte a Banatului. Dumnezeu să le facă parte de cerească bucurie ctitorilor acestei sfinte mănăstiri, atât celor care au fost de mult, de peste 100 de ani, cât și celor care și astăzi și ieri au trudit să îmbogățească spiritual și material și arhitectonic această sfântă mănăstire. În urmă cu 105 ani, vrednicul de pomenire, pe atunci episcop al Caransebeșului, Miron Cristea, ulterior cel dintâi patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a ctitorit aici lăcaș mănăstiresc pe locul unei străvechi vetre monahale. De atunci și până astăzi, rugăciunile nu s-au întrerupt niciodată la izvorul Miron Românești. Iar noi, preoți și credincioși deopotrivă, am venit astăzi aici, la izvorul făcător de minuni, ca precum odinioară în secolul al V-lea, în pădurea de lângă Constantinopol, să ne tămăduim și noi prin rugăciune și cântare duhovnicească. Răspunsurile liturgice au fost date de grupul coral Teoforos al Arhiepiscopiei Timișoarei. Hramul principal al mănăstirii este prăznuit la 20 iulie, de sărbătoarea Sfântului Proroc Ilie Tezvitanul.